Bună și bine ai venit pe canalul meu Luminița Tarot. Bine ai venit, suflet drag, la o nouă etalare. Voi face o etalare pentru următoarea perioadă 12-25 noiembrie pentru voi, dragii mei săgetători, și pentru toți cei cu luna sau ascendent în zodia săgetători. Este o etalare generală, așa că îți recomand să iei doar mesajele cu care rezonezi. Și dacă nu te-ai înscris la canalul meu, YouTube-ul mă sfătuiește să mă repet, să te invit să te înscrii, pentru că sunt mai multe persoane decât cele înscrise care mă urmăresc, așa că te aștept cu brațele deschise, nu costă nimic, apăsând pe acel clopoțel vei primi notificări cu videoclipurile pe care le voi distribui și îți mulțumesc anticipat dacă o vei face. Dacă cunoști o persoană care crezi că are nevoie de aceste mesaje, de sfaturi, de ghidare, îți recomand să distribuiți acest videoclip. Mulțumesc! Și dacă doriți o etalare în privat cu mine, îmi puteți scrie la adresa de mail și voi fi la dispoziția dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei săgetători, luna sau ascendentă zodia săgetător, cum ești în momentul de față. Voi folosi oracole, voi folosi tarotul, voi folosi ghidare din partea îngerilor, mesajul, sfatul din partea îngerilor. Hai să vedem cum ești în momentul de față. Cum te simți tu, dragul meu sau draga mea săgetătoare? Hai să vedem. Ai o părere de rău? Ai o părere de rău, ești trist sau tristă cu privire la o situație care nu funcționează în viața ta, ai vrea mai mult, ai vrea să faci mai mult, dar uite, trezește-te că va veni o nouă viață pentru tine, te așteaptă o nouă viață, deci chiar, nu știu, parcă într-o zi sau o săptămână, o lună, te gândești la nouă viață. Uite, te gândești la o nouă viață, îți dorești un contract, o căsătorie sau zodia balanță, luna ascendentă, zodia balanță, un contract, documente, nu știu, schimbi viața, îți schimbi casa, îți schimbi jobul, îți schimbi... Văd că îți vei regăsi echilibru, ți se spune să fii imparțial, e posibil să... Fii atent la alegerile tale, să fii echilibrat în ce privește această nouă viață. Sau această nouă viață îți va aduce echilibru în viața ta, ți se face dreptate, da? Văd și că vei dobândi un rol în societate sau vei dobândi o poziție de integritate, oricare ar fi ea. Oricare ar fi ea. Interesant, o nouă viață, un nou drum, o nouă personalitate, o nouă decizie. Ți se face dreptate și ți se spune să-ți asculți intuiția. Da, pentru că văd aici că trebuie să-ți asculți intuiția în ce privește o alegere sau o decizie. Cifra 38, cifra 8, 11, 39 poate avea un rol important. Hai să vedem sfatul și ghidarea îngerilor. Sfatul și ghidarea îngerilor. Mesajul îngerilor pentru tine, dragul meu sau draga mea săgetătoare. Care este mesajul și ghidarea îngerilor? Ok. Au ieșit trei cărți, poate și cifra 3 are un rol important. Vezi, în momentul de față, cum am zis, te afli într-un blocaj mental sau te simți ținut pe loc și acest lucru te face să te victimizezi sau îți aduce o neplăcere, da? O frustrare. Vezi, te simți ținut, legat într-o situație. De-aia zic, parcă aștepți ceva, ai vrea ceva mai mult și nu vine sau... Sunt blocate drumurile, e ceva blocat în viața ta, dar și în mintea ta. E posibil ca tu să te simți prizonier de le circumstanțele în care te afli, dar este doar o iluzie, doar este în mintea ta acest lucru. Promite ție însuți și
promite ție însuți că vei refuza să rămâi blocat sau blocat în această situație care te face nefericit sau nefericită. Te poți elibera singur sau singură, fără să aștepți că altcineva va veni să te salveze, pentru că nu va face, nu va putea. Deci acest blocaj mental ține de tine. Ține de tine să zici gata până aici, eu îmi iau în mâinile mele deciziile, hotărârile sau fac ceva, fac acel prim pas sau iau acea hotărâre, decizie și pun mâna pe acel lucru. Un exemplu ca să faci, să mergi înainte. Șaptele de bețe îmi spune că ești chemat să-ți reiei puterea înapoi. Personal, să ai încredere în tine însuți, pentru că îngerii îți vor da forța pentru a spune nu când nu va fi corect pentru tine și drept pentru tine. Este posibil ca să ai anumite probleme și aceste probleme să fie generate de conflictele interioare nerezolvate sau de, nu știu, o neînțelegere cu alte persoane. Deci aici va trebui să spui punctul de vedere sau să te protejezi sau vor fi anumite provocări. Să lupți mai mult, da? Să vorbești mai mult, să comunici mai mult, să vrei mai mult și cu ajutorul gândurilor, spune un paș de spade, o persoană în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu care vei intra în contact, zice că viața ta va avea o rapidă accelerare, în viața ta se va întâmpla o accelerare rapidă, așa că vor fi anumite evenimente care ți se vor părea că stau pe loc, dar dintr-o dată vor cere o atenție completă din partea ta. Așa că trebuie să începi să acționezi, fără să te oprești, să reflectezi prea mult. Controlează detaliile cât de mult poți, cunoști sau vei întâlni pe cineva sau pe cineva care are o minte agilă sau vei avea de a face, mă scuzați, cu o persoană care vorbește sau mult sau în semn de aer, gen în balanță vărsător sau online pe internet, va trebui să iei decizii sau vei avea de a face cu o persoană care înțelege instant ce vrei să faci, ce gândești, etc. Deci e ca și cum tu sau acea persoană sau veți fi ambii pe aceeași frecvență, pe aceeași lungime de undă, vă veți înțelege perfect și această persoană e sigură de ea sau de el și este foarte curajoasă. Vor fi anumite documente de semnat sau văd că ai anumite dubii, îndoiele în ce privește o situație din trecut. Văd că vei primi vești, comunicări sau tu vei fi mai curios sau mai curioasă să afli mai mult despre această situație. Hai să vedem tarotul ce va fi în viitorul apropiat în viața ta, dragul meu sau draga mea săgetătoare. Ce se va întâmpla? Văd că lași ceva la spate, seara, dimineața, lași ceva sau lași o situație la spate, îți dorești mai multă semnificație, vrei o schimbare, mergi la un drum. Lași o casă la spate, moartea, sfidia, scorpion poate avea un rol important și te îndrepți așa spre o nouă viață, da? Vrei să lași viața de acum să moară și vrei o nouă viață, vrei o lumină, vrei un nou început, o nouă oportunitate. Se termină ceva, văd, se termină ceva, dar văd bani puțin. Bani puțin pentru tine sau văd că cinciul de monede ai nevoie de bani și văd că îți faci foarte multe iluzii. Îți faci foarte multe iluzii, șapte de bețe, vezi nebunul, din nou trebuie să te lupți, poate mergi într-o zonă de munte sau anumite obstacole în calea ta în ce privește această nouă viață, în ce privește o călătorie sau a copii. Optul de cupe cu moartea este clar că lași pe cineva sau ceva în urmă, la spate și faci alegeri importante pentru viitorul tău. Cu moartea văd că vei găsi lumina, vei ieși la lumină, la suprafață se va termina, nu știu, sau poate vei merge la o persoană care este născută într-o zodia Scorpion și e într-o cifră a 8 sau 13, poate avea un rol important la, nu știu, parcă te îndrepți spre o adresă care are numărul 5, care locuiește la numărul 5 și cifra 8 sau este născută într-o zi de 8, 13, 5 sau acea persoană sau tu, văd că dai acel trecut în urmă. Sunt bani puțini sau
Sunt anumite. E posibil să te simți un pic neînțeles sau nevăzut, nevăzută, sau să-ți lipsească pur și simplu banii. Cu șapele de cupe văd că vei fi mai confuz sau mai visător cu gândurile tale, te vei ocupa de lucrurile tale, de situațiile tale, văd că trebuie să te gândești să faci anumite alegeri. Sunt persoane care în spatele tău vorbesc, dar tu ești în altă parte cu mintea. Un exemplu, îți aduce aminte de persoane cu care ai copilărit sau cu care ai studiat. Cu patru de spade, te văd un pic neîncrezător sau neîncrezătoare. Cu patru de spade ai nevoie de mai multă odihnă, pentru că văd că ai foarte multe lucruri de făcut. Parcă simți că cineva din prietenii tăi te-a pus deoparte sau nu te mai vede sau nu mai este, sau prietenele tale sau nu-ți mai este așa aproape și te face să te simți un pic dat la o parte sau singur sau și-ți aduce aminte de anumite amintiri cu acele persoane cu care te-ai jucat sau ai făcut anumite lucruri. Și văd un pic neîncrezător sau îți lipsește autostima sau și văd că te gândești la stabilitatea ta, te gândești la ai nevoie de o odihnă, de relaxare. Nu știu, văd un pericol sau ți-e frică de un pericol să nu fi rănit sau lovit. Ai foarte multe gânduri că pierzi ceva sau că poate această situație cu aceste persoane care te vor face să te simți, cum am zis eu, singur sau dat la o parte, îți va aduce neîncredere și îți va aduce îți vei face foarte multe iluzii și îți va aduce o tristețe, că te vei simți un pic trădat sau mințit, dezamăgit și vei avea nevoie de timp să-ți refaci, să te vindeci, să îți revii. Nu știu, parcă vei avea o trezire sau îți vei da seama de ce ai făcut sau de cât ai dat sau de ce ai crezut în acele persoane. Îți vei da seama că trebuie să lucrezi mai mult la stabilitatea ta economică sau relațională pe plan sentimental sau economică pe plan financiar, material. Și cu șasele de spade, văd că încet, încet vei îndrepta să te vei îndrepta sau vei pleca sau te vei îndrepta spre lumină. Vei face un drum seara sau și la acel drum văd că vei avea ușurare, dar sunt anumite energii negative care te urmăresc la un drum. Dar văd că încet, încet încerci să te îndrepți sau să te îndepărtezi de acele energii negative, chiar și de un disconfort fizic sau de o supărare, de o dezamăgire, de acea situație neplăcută prin care vei trece. Și încet, încet te vei îndrepta spre lumină sau în ape mai calme. Vei ieși din această furtună emoțională în care ai stat, în care o lungă perioadă de vreme sau în care te vei găsi în următoarea perioadă. Și cifra 6, 7, 4, 5, 13, 8, 1 pot avea un rol important. Asul de bețe aici văd că vei avea oportunitate din partea unui bărbat sau o fecioară Capricorn. Văd că vei pleca la drum cu foarte multe gânduri. Vreau să văd despre ce este vorba. Fidelitate. În ce privește o relație intimă sau sentimentală cu o anumită persoană, Taur, Fecioară, Capricorn sau Berbec, Leu, Săgetător, de la drum văd că există fidelitate. Da? Există fidelitate, există ajutor și văd o victorie din partea acestui bărbat sau din partea acestei femei, poate pielea deschisă la culoare sau părul castaniu, roșcat, blond, pielea albă, da?
Văd că există fidelitate și există victorie pentru tine. Vei primi un ajutor și văd că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine pentru tine. Îți vei face tu un pic de iluzii în ce privește un pericol.